și a ajuns aproape insesizabil la finalul acestui drum. Se spune că nu reușim să apreciem adevărata valoarea timpului decât atunci când realizăm cât de repede trece acesta. De aceea putem afirma cu toții că parcă ieri am participat la festivitatea de deschidere a acestui an școlar, iar cea de acum aproape 4 ani nu este nici de cum o amintire îndepărtată. Nu am acordat-o prea mare importanță acestor momente la vremea lor. Acum însă am devenit conștienți că nu le-am apreciat suficient. Totuși, seriozitatea nu a fost niciodată punctul nostru forte, așa că o descriere a experiențelor clasei nu poate fi făcută într-un mod prea formal. Ar fi un clișeu să vorbesc despre impactul acestor ani de liceu asupra vieților noastre. Cert este că, încetul cu încetul, au crescut șansele ca piesa cu acest titlu pe care am tot auzit-o să ne sensibilizeze, nu să ne calce pe nervi. Nu trebuie să vedem liceul ca fiind compus din ani de monotonie, luni de stres, săptămâni încărcate și zile obositoare, ci precum un timp petrecut alături de persoane pe care este imposibil să le uiți. Amanda, dintotdeauna prima la catalog, deci cu mai multe șanse să fie ascultată decât rest. Denise, aflată într-o continuă ședință foto. Carmen, iubitoare de folclor și sufletul oricărei petrece. Andreea, venită de pe tărâmuri iberice. Cookie, spontan și mereu gata să compună rime despre oricine i-ar ieși în cale. Rebecca, a cărei principal scop în orice activitate este atingerea perfecțiunii. Luisa, cea non-conformistă, originală, independentă. Alex, care mereu ne amuză, ne plimbă atât cu Loganul cât și cu BMW-ul și ne însoțește la cumpărături. Augusta, în aparență serioasă, în esență mereu pusă pe șoc. Flavius, coasa plantației de căpșuni la care râvnim cu toți. Vasile, rare ori implicat în totalitate, dar mereu prezent și cu o latură sensibilă descoperită abia la finalul liceului. Valentina, care frecventează atât chioșcul cât și sala, deși cea din urmă nu are nevoie. Alina, viitoare proprietară unui salon de succes unde sperăm să primim reduceri. Denisa, a cărei fericire constantă ne influențează pozitiv starea de spirit. Georgiana, zisă China, a cărei înfățișare orientală este completată de un calm ieșit din comun. Mihaela, puțin rebelă, dar săritoare și cu sufletul pierdut în Barcelona. Nu în ultimul rând, trebuie menționate cele două măline. Una asupra căreia fast food-ul nu și-a pus niciodată amprenta, cealaltă mereu grăbită să prindă autobusul în timpul ultimelor ore, dar și cei doi Andrei, primul admiră atât autoturismele, cât și anumite personalități ce au marcat istoria, iar cel de-al doilea își petrece fiecare moment, ori desenând, ori plasând comenzi. Alți colegi au fost alături de noi doar sufletește, nu și pe hârtie, precum răposatul Șervan, Nemet și, desigur, Scândură. La început temători și copleșiți de emoții, cu timpul ne-am acomodat și am prins curaj, ajungând în stadiul în care chiar și cei mai silitori elevi prosteau spre sfârșitul fiecărei zile îndemnul, hai mă să plecăm. Deși deseori nu cădeam de acord în privința multor lucruri, ne înțelegeam de minune ori de câte ori propunea cineva să amânăm testul. Acest ultim an a reprezentat apogeul nostru. Noua clasă a putut fi exploatată în moduri care mai de care mai hilare, iar vinerea a devenit noua sâmbătă, zi dedicată relaxării și somnului. Nu. În încheiere, aș dori să mulțumesc în numele întregii clasei doamnei dirigi, care ai și cerem scuze pentru constanta bătaie de cap adusă de către absențe și motivări. Părinților, pentru susținerea morală, dar și pentru cea financiară, și nu în ultimul rând, profesorilor. Sigur vom uita teoria contractualistă sau semnificațiile titlurilor, dar ne vom aminti cum ne simțeam la finalul fiecare ore. Multă baftă atât absolvenților, cât și celor ce ne vor călca pe urme. Mult mai repede decât s-ar aștepta. Iar clasei mele îi urez succes în rezolvarea veșnicii noastre dileme. Unde facem bani? Thank you.